Bună ziua, mesajul acesta este adresat creștinilor, dar și celor care nu cred în Dumnezeu, cât și scepticilor, cei care își pun întrebări cum ar fi: este Biblia într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu? Sau este Biblia o sursă de încredere? Sau este Biblia o carte supranaturală? De ce doar Biblia este singura carte inspirată la Dumnezeu? Sau întrebări de genul: eu știu că Biblia este scrisă de oameni, cum adică este inspirată de la Dumnezeu? Sau am auzit că se spune că Biblia este autoritatea absolută, este adevărul absolut. De ce? Sau este Biblia singura sursă de autoritate spirituală pe care trebuie să o urmăm? Deci încerc în acest mesaj să răspund la aceste întrebări. Vă încurajez să vă uitați pe canal și să ascultați și celelalte argumente care aduc dovezi că Biblia este într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu. Vor fi mai multe părți. De asemenea, este foarte important să ascultați mesajul până la capăt. Deci, până să trageți o concluzie, iarăși subliniez, este foarte important să ascultați mesajul până la capăt. Astăzi mă voi ocupa de argumentul manuscriselor. Există o cantitate imensă de manuscrise care dovedesc autenticitatea Bibliei. Înainte să se inventeze tiparul, istoria era transmisă oral și înscris, fie pe table de piatră, fie pe documente papirus sau similar. Întorcându-ne la Biblie, ea a fost scrisă de autorii originali, cu mii de ani în urmă, cum ar fi Apostolul Pavel sau Apostolul Ioan în Noul Testament, sau Regele David sau Moise în Vechiul Testament. De-a lungul timpului, scribii au copiat Biblia în foarte multe exemplare, mii de exemplare, cuvânt cu cuvânt, cu o meticulozitate maximă, și au creat ceea ce se cunosc ca sunele de manuscrise. Manuscrisele sunt cele care ne dau Biblia pe care o știm în zilele noastre. Probabil unii dintre ascultători vor spune: da, manuscrisele, da, înțeleg, dar au fost scrise totuși la ani și ani buni de zile după Biblia originală. Probabil s-au făcut greșeli sau adăugiri. Nu, nu este așa, pentru că scribii, asta era menirea lor, de a copia cuvânt cu cuvânt, literă cu literă Biblia. Deci, manuscrisele arată autenticitatea Bibliei. Mai mult, există arheologi, unii credincioși, alții necredincioși, seculari, care toți au dovedit arheologic că manuscrisele sunt din perioada de care se vorbește și dau credibilitate Bibliei. Știați că în manualele școlare, istoria, de fapt, se bazează în mare parte pe Biblie, deci arheologii, deci oamenii de care, istoricii, seculari, unii dintre ei, adică majoritatea, ia ca sursă demnă de încredere Biblia, ca sursă istorică. Asta pentru că o recunosc arheologii ca cel mai mare document istoric. Bun, acum haideți să ne uităm și la alte documente istorice foarte importante sau evenimente importante din istorie care se bazează pe manuscrise. Spre exemplu, cunoaștem, adică știm despre Alexandru cel Mare. De unde știm? Din manuscrise. Știați că există două biografii ale lui Alexandru cel Mare care au fost scrise 400 de ani după moartea lui. Deci Alexandru cel Mare a murit în 323 înainte de Hristos. Cele două biografii au fost scrise la 400 de ani după moartea lui. Și totuși, istoricii nu pun la îndoială evenimentele istorice care s-au petrecut în viața, în timpul lui Alexandru cel Mare. De unde știu asta? Din manuscrise. Alt exemplu, Iliada de Homer este o capodoperă. Această lucrare literară a fost scrisă în jur de 800 înainte de Hristos și este considerată una dintre cele mai faimoase lucrări scrise care ateste evenimente din istoria omenirii. Dar știați că ea este atestată de 600 de manuscrise? Și cel mai devreme manuscris care atestă evenimentele din Iliada este scris la 500 de ani după evenimente. Și cu toate astea, istoricii nu contestă istoricitatea și veridicitatea evenimentelor care sunt cuprinse în Iliada. Mergem mai departe, alt exemplu. Războaiele galice ale lui Cezar.
toate sunt acceptate de istorici, cu istoricii nu contestă istoricitatea detaliilor despre războaiele lui Cezar. Ei spun că războaiele s-au întâmplat exact așa cum sunt descrise, unde? În manuscrise. Dar atenție, există doar 10 manuscrise care atestă războaiele lui Cezar. Iar cel mai devreme a fost scrisă cu, da, țineți-vă bine de scaune, 1000 de ani după războaie. Și cu toate acestea sunt acceptate de istorici. Acum, haideți să vedem de câte manuscrise este susținută Biblia. Știați că Noul Testament are peste 24.000 de manuscrise ce dovedesc evenimentele din Noul Testament? Da, 24.000 de manuscrise, am zis bine. Cele mai devreme sunt în jur de 15-25 de ani după evenimente și atenție, descrise chiar de martori oculari care au participat la evenimentele descrise în Noul Testament. Pentru că în cazul războiilor Cezar, ce am spus mai devreme sau altele, a fost practic din gură în gură și au fost scrise la 100 de ani, ba chiar la 1000 de ani. Dar aici, cel mai devreme, repet, au fost scrise, se vorba de Evanghelie, la 15-25 de ani, chiar de martori oculari care au participat la acele evenimente în acea perioadă. Deci, ca o concluzie, Biblia este puternic atestată și susținută de manuscrise. Bun, acum am să vorbesc și cum s-a ajuns la Biblia din ziua de astăzi, cea pe care o avem la noi în bibliotecă. Pentru Vechiul Testament avem manuscrisele de la Marea Moartă, din 1947, găsite, descoperite în Israel. 40% din manuscrisele de la Marea Moartă conțin Vechiul Testament, scrise între 150 înainte de Hristos și anul 70 era noastră. Mai există un alt text din anul 900 era noastră, care conține Vechiul Testament. Mai există un alt text al Vechiului Testament care este tradus în grecește din aramaică, care era limba veche evreiască. Vârsta este între 250 de ani înainte de Hristos și anul 100 era noastră. De asemenea, mai există o traducere în grecește a întregii Biblii. Vârsta este anul 300 era noastră. Mai este încă o traducere în latină a întregii Biblii. Vârsta este 400 era noastră. Iar în 1455 a apărut prima Biblie tipărită în latină. Se numește Biblia Gutenberg. Poartă numele celui care a inventat tiparul în Germania. Acum vreau să vorbesc puțin și despre un alt subiect. Sunt oameni care spun, cam pun la îndoială că omul și-a amintit după 15-20 de ani toate detaliile descrise în Evanghelii, de exemplu. Și cred că este o întrebare bună pe care aș vrea să o tratez. Amintiți-vă despre momentele de fericire, dar și de necaz din viața voastră. Spre exemplu, eu mi-amintesc când soția a născut fiecare dintre copiii noștri, mi-amintesc în amănunt cum era, de exemplu, un salon, unde era poziționat patul, cam unde era fereastra, unde era cântarul care l-a cântărit pe bebe. Deci mi-amintesc. De ce mi-amintesc? Pentru că acel eveniment a avut o puternică încărcătură emoțională pozitivă. La fel și la situații negative, necazuri, în cazul unui cutremur, în cazul unui cataclism, în cazul în care ai un deces în familie, la o supărare mare, la fel îți amintești detalii pentru că acel eveniment are o încărcătură emoțională negativă foarte puternică. Și acum vin eu și spun, dar să asiști și să vezi cum Hristos merge pe apă, dar să asiști și să vezi că Hristos îl învie pe Lazar, mor de câteva zile. Dar să asiști și să vezi că Hristos a fost crucificat, a murit și după 3 zile a înviat, cel mai mare eveniment din istoria omenirii. Păi mi-aș aminti toată viața până aș muri aceste lucruri, ar rămâne perfect în memorie. Ba mai mult, aș putea descrie cu mari detalii chiar după ani și ani de zile ce s-a petrecut. Pentru că emoțiile negative sau pozitive ne face ca memoriile să rămână întipărite în creier. Cum? Să văd cum Hristos dăruiește vedere unui orb de naștere în fața mea, să fiu martor ocular? Automat mi-ar rămâne asta pe viață în memorie. E, la fel s-a întâmplat la martorii oculari, apostolii, care au descris evenimentele din Noul Testament, la fel și în Vechiul Testament. Închei aici, dacă doriți să știți
Când voi posta următorul mesaj video, vă îndrum să vă abonați la canalul YouTube. De asemenea, în descriere la video veți găsi și contul de Facebook și Instagram. Vă sugerez să vă abonați și acolo. Vă doresc sănătate, toate cele bune, Doamne ajută!